Se apropie termenul de achitare a facturii către Gazprom, iar între părți au apărut noi neînțelegeri. La scurt timp, după ce Agenția Proprietății Publice a anunțat că pachetul de documente necesar pentru auditul la Moldova Gas este gata, reprezentanții Gazprom au venit cu o reacție. Aceștia au publicat un comunicat de presă pe site-ul oficial al companiei, în care au calificat abordarea părții moldovenești drept una unilaterală, care contravine înțelegerii la care s-a ajuns în timpul negocierilor dintre Andrei Spânu și Alexei Miller. Reprezentanții Guvernului Republicii Moldova au raportat că condițiile de contractare a auditorului au fost deja stabilite de partea moldovenească. Conform documentației publicate, nu s-a ținut cont de propunerile Gazprom, care au fost trimise anterior părții moldovenești. Această abordare nu poate garanta un audit obiectiv și transparent, iar Consiliul de Supraveghere al Moldova Gaz ar putea să nu aprobe rezultatele acestuia. Se menționează în comunicat. În replică, Spânu a acuzat partea rusă de încălcarea contractului, subliniind că Moldova Gas ar fi informat Gazpromul cu privire la organizarea auditului datoriilor malului drept al Nistrului. Așa este menționat în punctul 5 din protocolul negocierilor semnat de către părți privind organizarea auditului independent al datoriilor Moldova Gaz față de Gazprom. Informațiile respective au fost aduse la cunoștința acționarului majoritar Gazprom, care, contrar înțelegerilor, a convocat unilateral o ședință a Consiliului de Observatori pentru aprobarea documentației de organizare a auditului datoriilor. Voi continua discuțiile cu Gazprom pentru a depăși orice neînțelegeri în acest sens, a scris Andrei Spânu pe pagina sa de Facebook. De cealaltă parte, fostul premier al Republicii Moldova, Alexander Muravski, i-a reamintit lui Spânu că ceea ce a semnat el la Sankt Petersburg a fost de fapt un protocol și nu un contract. Iată de ce argumentele pe care le invocă sunt lipsite de sens. Я посмотрел в договоре, пункт 5, написано о том, что, значит, молдавская сторона проведет внешний независимый аудит долгов правой стороны. В этом договоре может быть написано все, что угодно, но договор, протокол, вернее, подписанный господином Спыну, не является документом, имеющим статус международного договора. În aceeași ordine de idei, Муравски l-a îndemnat pe Спыну să studieze legislația. Господин Спыну, пускай сначала сядет и хорошенько выучит закон об акционерных обществах Республики Молдова. Там есть статья 26-я, которая говорит о том, что акционеры, владеющие более 10% акций, могут требовать проведения внеочередной проверки финансового состояния. Значит, могут требовать. И это требование должно быть удовлетворено. Но это не значит, что эти акционеры сами организуют, нанимают какую-то компанию, которая придет в Молдова Газ и будет проводить аудит. Subliniem că potrivit protocolului semnat adițional la contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom, Moldova Gaz urmează să achite datoriile de circa 700 de milioane de dolari către Gazprom după efectuarea unui audit extern. Părțile au convenit că după stabilirea sumei datoriilor acumulate să fie negociat și un calendar de achitare a acestor datorii.